salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face Back to School 2020. Nu credeam sincer că o să ajung până la momentul acesta. Vreau să vă spun că am făcut back to school în fiecare an. Iar acum hai să vedem cum am evoluat în acești ani în care am făcut back to school. Bună, eu sunt Andreea și acesta este mult așteptatul videoclip și preferatul meu, Back to School. Eu sunt Andreea și în acest videoclip sunt foarte fericită pentru că în sfârșit filmez Back to School. Și da, dacă vă întrebați de ce sunt un pic tristă în acest video, cred că v-ați dat seama. Începe școala. Da, am zis-o. Salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face Back to School 2019. Deci da, să știți că îmi doream foarte mult să înceapă școala, chiar dacă încă nu a început. La mine, apropo, școala începe pe 1 septembrie, la voi scrieți în comentarii pe ce dată începeți voi școala și desigur că eu mi-am luat rechizite, ați văzut la intro câte chestii mi-am luat și astea încă nu sunt toate, o să mai iau caiete și în rest cam atâta caiete pentru că am prea multe chestii și așa. Vreau să vă spun că toate rechizitele din acest vlog le-am luat de la un super magazin numit Kawaii Cat, pentru că știu că cu toți o să mă întrebați în comentarii, Andreea, de unde ai luat toate aceste rechizite? Andreea, unde se află magazinul? Magazinul se numește Kawaii Cat, aveți link-uri în descriere, puteți să intrați pe pagina lor de Instagram sau, de ce nu, pe site-ul lor. Să știți că toate aceste rechizite le-am luat de la ei, pentru că au cele mai drăguțe rechizite din, nu știu, din univers, să zic așa. N-am mai văzut niciun magazin care să aibă o gamă atât de largă de rechizite, așa că da, astăzi vă voi arăta toate rechizitele de la Kawaii Cat. Și da, prieteni, vreau să vă spun că înainte să începem acest vlog, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe. Am obosit deja că vorbesc atâta, dar da, vreau să vă spun că în curând o să mă mai vedeți cu părul acesta. Cred că o să fie penultimul vlog, n-o să mă vedeți așa, pentru că o să am o schimbare de look, dar nu vă zic în ce constă. Dacă v-ați abonat și dacă ați apăsat like pe acest videoclip, eu zic să nu mai lungim atâta. Vă mulțumesc foarte mult că mă susțineți, că sunteți abonați la canalul meu. Să știți că mai avem foarte, foarte puțin și o să facem 400.000. Exact, mai avem nevoie de încă 10.000 de abonați și este foarte ușor să facem acest număr, așa că sau chiar 9.000. Chiar 9.000, nu știu, dar mai avem nevoie de, uite, așa de puțin și o să fim 400.000. Este un număr imens pentru mine, așa că doar cu ajutorul vostru o să reușim să fim, de fapt, 400.000. Așa că nu uitați să te abonezi, să apeși pe butonul roșu de subscribe și să-l transform din roșu în gri. Nu uitați să vă abonați, pentru că este foarte trist atunci când văd că majoritatea copiilor, prietenilor mei care mă urmăresc nu sunt de fapt abonați la canalul meu. Să știți că asta este foarte trist, pentru că eu muncesc doar pentru voi, ca să vă bucur pe voi. Și atunci când văd că voi nu sunteți abonați, să știți că mă întristez foarte tare, așa că abonați-vă. Nu vă este greu, iar mie mi-este foarte plăcut. Așa că da, eu zic să nu mai lungim atât, avem aici și telefonul meu. Haideți să nu mai lungim atât și să începem Back to School 2020. Anul acesta trec clasa a 10-a, exact, clasa a 10-a. O să vă întrebați, Andreea, de ce ai nevoie de atât de multe rechizite? Nu am nevoie. Asta e și problema. Sunt obsedată de rechizite, dar sunt sigură că mulți dintre voi aveți nevoie de multe rechizite, așa că Kawaii Cat vă vine în ajutor. Eu, de exemplu, foarte multe rechizite o să le folosesc, de exemplu, vi le arăt și în acest vlog, în general în casă. Îmi place să am totul decorat, să am cele mai drăguțe pixuri, caiete, etc. Pentru că doar așa mă motivez să învăț. Exact, doar așa mă motivez. Nu sunt o persoană care iubește foarte mult școala. Spun asta cu pur adevăr. Nu vreau să zic că îmi place școala, că mă duc acolo cu dragoste. Nu este așa, deci eu trebuie să mint, dar îmi place la școală pentru că acolo putem să comunicăm, putem să luăm cunoștințe noi și, desigur, să avem o dispoziție bună, mai ales atunci când este o zi ploioasă, te duci la școală și nu ai chef de nimic, însă rechizitele tale sunt colorate și îți ridică un pic dispoziția, deja ai alt chef de învățat, nu-i așa? La mine personal așa este, deci haideți să începem! Iar o să mă lovesc acum pentru că sunt pe scaun. Haideți să totuși m-am lovit, da, nu se putea să nu mă lovesc. Ok, o să începem cu caietele pentru că o să încep cu aceste caiete mari pe care mi le-am luat. Cam așa arată, mi-am luat 1, 2, 3,
5 caiete. Primul arată, uite, așa. Îmi place foarte mult cum arată. Acesta este al doilea. Îmi place modelul lor. Al treilea. Uitați-vă cât de mult seamănă cu hanoracul meu. Nu știu dacă vedeți, dar se asortează super bine cu hanoracele mele. Și nu cred că mi-am luat două la fel. Nu cred. Mi-am luat două caiete la fel. De ce ți-ai luat, Andreea, două caiete la fel? De ce? De ce ți-ai luat două caiete la fel? În fine, dacă vă place acest caietel, nu uitați să scrieți în comentarii, poate dau cuiva din urmăritorii mei. Dar da, așa caiete în linii. Sincer să fiu, nu știu dacă o să am voie să le folosesc la școala mea, pentru că noi scriem cu caiete mai mici la română și etică, dar sper să le folosesc la istorie, la geografie. Așa, mai departe avem caietele din astea. Nu mi-am luat foarte multe pentru că o să mai iau. În orice caz, eu ador caietele de la Kawaii Cat, așa că dacă vreți să vă luați rechizite drăguțe, neapărat plecați acolo. Mi-am luat așa caietele în linii, este foarte subțire și este cu avocado. Nu știu de ce, dar anul ăsta mi-am luat foarte multe chestii cu avocado, sunt obsedată. Și acest caietel în pătrățele, am avut exact așa caiet anul trecut, când am fost clasa a noua. Apropo, anul acesta sunt clasa a 10-a. Seriozitate totală, clasa a 10-a. Tot eu cu caiete din astea. Nu contează ce vârstă am. Important e să îmi placă rechizitele. Și acest caiet, la fel în linii, cu o căpșunică, arată foarte drăguț. Și acest caietel, care este cu avocado. Scrie aici, sweet avocado. Nu știu de ce, dar îmi place avocado. M-am îndrăgostit de avocado, efectiv, anul ăsta. Mai departe vreau să vă zic penarul meu. Vreau să vă arăt cum arată penarul meu. Imediat o să vă arăt și cum arată. Am primit acolo un mesaj, nu contează. Ignorăm, ignorăm. Ok, nu mă pot abține. Așa, mi-am luat, uite, acest penar roz cu... Puteți observa aici câteva acte de daltonism, dar nu contează, imaginați-vă că am zis mov, dar nu știu de ce am zis roz atunci. Cu pufulez, nu știu cum să zic, este un penar pufos. Sincer să fiu, o să mai iau încă un penar, pentru că nu cred că o să pot eu să am grijă de așa penar pufos. Eu sunt acea persoană care mereu trebuie să scape totul pe jos. Nu știu, cred că al doilea meu nume este pe jos, pentru că mereu scap chestii pe jos. Deci penarul ăsta o să fie prin toată clasa pe jos, așa că trebuie să-mi iau alt penar, un pic mai practic. În orice caz, acesta este super drăguț și îmi place că e pufos și îmi place culoarea lui. Efectiv, sunt îndrăgostită de culoarea lui. În orice caz, o să-l am și pe acesta, o să mai iau și altul. Înăuntru are această umplutură, din câte văd. Deci, da. Mai departe, o să vă arăt geanta mea, cu tot cred că ați așteptat ca eu să vă arăt geanta de anul acesta. Și după cum puteți să vedeți, geanta este în această pungă, deci haideți să vedem. Spuneți pauză pe acest clip și scrieți în comentarii ce culoare credeți că este această geantă. Ok, dacă ați scris, bravo, dar dacă nu, tarăm, geanta este albă! Exact, anul acesta o să am această geantă simplă, albă. De fapt, o să port două genți și cea de anul trecut, deci o să am aceste două genți. Deci sunt obsedată de culoarea alb și negru, chiar dacă sunt non-culori, nu contează. Îmi plac foarte mult pentru că, na, sunt foarte practice și stau bine la hainele de școală. Pentru că normal că la școală nu o să fiu îmbrăcată așa sau în roz sau în albastru colorat. Pentru că trebuie să fiu îmbrăcați un pic mai clasici. De-aia o să port aceste genți. Ok, pe asta o lăsăm cu... pe asta v-am arătat-o. Dar aceasta este geanta mea perfectă. Deci este simplă albă. Nu știți de cât timp eu caut geantă simplă albă. Să n-aibă efectiv nimic, nimic. Vedeți? N-are absolut nimic pe ea. Nimic. Și desigur că această geantă la fel a fost luată de la Kawaii Cat, ca și toate rechizitele din acest vlog, așa că dacă v-a plăcut ceva din vlogul ăsta, de exemplu dacă v-a plăcut geanta aceasta sau dacă v-a plăcut un carnet sau un pix, toate aceste rechizite le găsiți la Kawaii Cat. Și da, normal, și această geantă, apropo, am mai văzut că acolo o varietate foarte mare de genți, deci puteți să intrați la ei pe site, la ei magazin, desigur. Și da, aici o să-mi pun toate rechizitele. Apropo, o să mai fac un vlog în care o să vă arăt cum mă pregătesc eu de școală, cum fac curat prin dulapuri, cum îmi așez toate chestiile, cum mă pregătesc moral. Da, aici avem o pungă goală. Mai departe avem, hai să vă arăt, pixurile, pentru că mi-am luat la fel foarte multe pixuri. Anul acesta, Kawaii Cat m-a surprins cu niște pixuri super interesante, gen au foarte multe pixuri și creioane tare nice. Așa că trebuie să vă arăt neapărat tot ce mi-am luat de la ei.
Așa, sper că asta e tot. Deci, pur și simplu, astea sunt pixuri. Nu sunt jucării, nu sunt păpușe, nu e nimic de genul. Clasa a 10-a, Andreea Bostanică, bună ziua! Anul acesta sunt sigură că nu o să mai împrumut niciun pix colegilor mei, dar știți de ce? Pentru că o să mă fac mai zgârcită. Anul trecut am dat, efectiv, tuturor fetelor, tuturor băieților, deci oricine știa că eu am pixuri și toți profitau de mine și toți îmi cereau pixuri. Glumesc, nu mi-e jale de pixuri, dar nu le mai primeam înapoi sau dacă le primeam erau deja stricate, nu contează. Deci, da, anul acesta, aceste pixuri care zici că sunt niște bombonele, niște, nu știu, arată așa ciudat, dar așa drăguț în același timp, nu o să le mai dau colegilor mei. Normal că, na, o să mai împrumut și eu pixuri, dar o să fie așa de gel, uitați-vă cât de bine arată. Hai să vi le arăt. Deci, primul pix este acesta. Exact, e un squishy pix. Squishy pix, prieteni. Ați mai auzit de așa ceva? Eu n-am auzit de squishy pix în viața mea, dar uitați-vă că la Kawaii Cat poți să găsești așa ceva. Este un pix care este squishy. Cât de tare este asta? Vă dați seama atunci când stai la oră, când ești nervos sau când ești pur și simplu ațipit și îți vine să adormi, pur și simplu te joci cu squishy. Deci e perfect, e. Ador pixul ăsta. Este pixul meu preferat. Mai departe avem așa pix cu pisicuță roz, la fel, foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. După avem acest pix cu pompon, doamne, arată ca în filmele alea Disney sau, nu știu, ca în desene animate, arată așa drăguț, îmi plac pixurile de genul cu pompon. Mai departe avem încă un pix squishy, care deja e super tare, deci ăsta chiar e tare. Este cu avocado și la fel, da, e squishy, vedeți? Oh my god, deci nu e foarte slow rising, dar da. Pixul ăsta cred că o să fie preferatul meu. Uitați-vă cât de drăguț, uitați-vă ce urechiușe are. Stai așa. Am urechiușe, da, prieteni, am urechiușe. Și se mișcă așa, este la fel stilou. Sincer, nu știu, cred că sunt albastre, poate să fie și negre, dar nu contează, pentru că la școala în care învăț eu putem să scriem că orice pixuri vrem noi, adică nu este vreo interzicere. Acest pix foarte și foarte drăguț cu acest iepuraș, nu știu dacă se vede bine, și este și pe albastru, e pixul meu preferat. Acest pix care este foarte frumos, deci sincer așa pixuri nu prea am mai văzut eu la noi și nu cred că o să mai găsiți decât la Kawaii Cat, este așa cu cu Saturn și, doamne, mi se pare super frumos, deci n-am idee cu ce scrie, hai să vedem. Oh, scrie cu albastru, deci e foarte nice, scrie cu albastru, asta înseamnă că o să pot să scriu la toate materiile cu el. Acest pix cu diamant, sincer, pixul ăsta mi-a plăcut nu pentru că are diamant, ci pentru că este așa, vedeți, cu multe culori, deci este exact ca hanoracul meu. Acest pix care chiar e cu multe culori, deci este un pix din ăsta cu, na, chestii din astea și are și această planețică. Doamne, de ce zic planețică? Doamne, asta e așa de cringe. În general, tot vreau... Nu, gata, nu mai zic planețică și nu mai zic chestii din astea. Acest pix creion, da, este de fapt un creion simplu. Și au mai rămas 3 pixuri care sunt cam toate la fel, deci sunt din așa model și au aici sus câte un animăluț sau un fruct. De exemplu, aici am acest ursuleț care mi se pare adorabil. De fapt, ca toate rechizitele de aici sunt adorabile. Acest pix ananas mi-a plăcut pentru că e galben și vreau să fac TikTok-ul ăla, știți, în care pui un lucru galben și după îți filmezi dinții. Sunt foarte curioasă la mine ce o să fie. Eu îmi spăl în fiecare zi dinții, chiar de mai multe ori decât trebuie, așa că sper să am dinții albi perfecți. Dar o să vedem în TikTok, așa că nu uitați să mă urmăriți pe contul meu de TikTok, aveți link-ul în descriere, mă numesc Andreea, liniuță jos, Bostanica. Am acest stilou cu unicorn, cam așa arată. Acesta l-am luat pentru că îmi place foarte mult cum arată și la fel, scrie cu albastru, da, scrie cu albastru. Mai departe, am acest jurnal, deci efectiv mi-a plăcut atât de mult cum arată. Este holografic, este cu chestii de genul, este în pătrățele, are și foi simple, are și foi linii și are și spot, adică
nu știu cum să zic, punctișoare din alea. Deci e super tare carnetul ăsta și e fără foaia asta, adică este simplu așa, nuanța asta. Deci e super tare. Mai departe, ghiciți ce mi-am cumpărat? Chestia pe care vreau să mi-o cumpăr în fiecare an și chestia pe care nu o folosesc. Sau, da, nu o folosesc în niciun an. Planner. Mi-am cumpărat încă un planner și promit solemn că de anul ăsta o să-l folosesc, o să-mi scriu aici idei de vloguri, pentru că, da, știu că există asta și este mult mai confortabil ca asta, dar o să încerc să îmbin și telefonul și notițele și plannerul, pentru că este mult mai ușor să faci cu plannerul. Cam așa arată, l-am luat la fel de la Kawaii Cat, ca și toate rechizitele. Haideți să deschidem, o doamne. Deci o să deschid acum cu voi și o să vedem cum este înăuntru. Pentru cine nu știe ce e un planner, este un caiet, un carnet în care tu îți planifici toate planurile. Deci, efectiv, carnetul ăsta e viața ta. Da, sper că am explicat cum trebuie. Așa, o să vi-l arăt chiar acum. Iată, așa arată. Eu am ales acest model, sper că se focusează. Îmi place super mult cum este la atingere și este foarte micuț, încape în orice gentuță. Se deschide așa și wow, este așa, wow, e foarte nice. Hai să vedem cum arată primire. Deci aici are un compartiment special în care vă puteți pune stickere. Mi-am cumpărat stickere speciale pentru carnet ca să îl decorez frumos. Și de aici începem prima pagină, prima săptămână, primele zile. Aici avem foi goale în care putem să ne notăm ceva sau desenăm scheme, de ce nu. Și cam așa arată tot plannerul. Este super tare și foarte confortabil. Chiar azi seara o să mă pun și, de fapt, nu, o să încep din septembrie să notez în el, pentru că sunt foarte fericită că în sfârșit o să am un planner și o să mă folosesc cu el. Că tot vorbeam de plannere, am și stickere speciale pentru planner. Am ales ceva mai simplu, să zic așa. Ok, nu e chiar super simplu, de fapt. E chiar destul de complex. Sunt niște acții builduri cu limonadă, cu pisicuțe cu limonadă, cu fructe, cu lapte, cu banane, cu limonadă. Deci da, sunt niște stickere destul de interesante. De parte, ghiciți ce mi-am luat. Nu știu cât de școală este asta. Apropo, mai am și chestii care tot nu sunt prea de școală, dar nu contează. Nu știu cât de școală e asta, dar mi-am cumpărat un pahar, tot de la Kawaii Cat, toate chestiile de azi o să fie de acolo. Un pahar pentru că sunt obsedată de chestiile de genul, pentru că eu mereu îmi place să beau apă din pai, așa că am decis că de ce să nu-mi iau și pahar. Pahar din ăsta drăguț cu pai. Nu știu sincer ce scrie pe rare și aici încă acțibilul ăsta trebuie să-l scot, dar este foarte drăguț, mi-a plăcut enorm. Poți să bei și fără acest capac cu urechiușe. Este foarte confortabil, poți să apuci așa de urechiușe și să-l duci. Dar da, mi-am dorit foarte mult timp așa un pahar. Am mai avut exact unul din ăsta, doar că alt model, la fel de la Kawaii Cat, doar că l-am spart, l-am stricat eu între timp, așa că e bine să te înnoiesc cu chestii noi. Deci, da, acest pahar, poate o să le iau și la școală, dar nu prea cred că mă duc eu la școală cu așa ceva. Am luat oglindă, la fel nu cred că este foarte de școală, la fel cu avocado, dar știți de ce m-am greșit? De fapt vreau să iau cu piersici, dar am luat din și loc cu avocado, nu contează. La prima vedere o să credeți că este de fapt un carnet sau, de ce am zis carnet? Zici că sunt rărită. Nu e un carnet sau un caiet, este de fapt o oglindă. Exact, este o oglindă. Ta-da! Uitați-vă cum am vedeți camera în oglindă. Acum vedeți LED-urile pe fundal. Camera mea, ring light-ul, da, filmez pe scaun pentru că mi-am stricat trepiedul, dar nu contează. Super, deci mi-am dorit de foarte mult timp exact așa oglindă mare. Îmi pare rău că e cu avocado. Mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie cu piersic, dar de fapt dacă mă uit așa mai bine, e mult mai drăguț cu avocado, deci nu contează. E foarte confortabil să te machiezi în ea. O să o folosesc nu la școală, dar oricum, de ce nu chiar atunci când tu e așa în geantă și mai ai nevoie, te mai uiți. Dar special pentru asta eu mi-am cumpărat o oglindă micuță, o oglindă de buzunar, o oglindă de geantă de școală, care se numește Play, exact. Oglinda asta se numește Play, ok, nu se numește Play, dar scrie pe ea Play. Nu știu dacă se vede aici, scrie. Așa că am zis că gata, oglinda asta e preferata mea, o cumpărăm. Și așa și-am făcut, pentru că
De ce play? Play the play. Tun 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 tun. Play the play. Știu că ai făcut un crush pentru mine. Nu vrei să te dai de gol. Ești cel mai mare fan al vlogurilor mele. Boy, dar nu ție zirol. Deci da, de fiecare dată când o să mă uit la oglinda asta, când o să mă uit în reflecția mea, o să-mi amintesc de the play. Mai departe avem... Știți ce mi-am amintit acum? Știți atunci când suntem la școală și zicem mai departe și cineva zice mai departe scrie în carte. Asta ar fi trebuit să fie amuzant, dar știu că nu este amuzant, așa că imaginați-vă că n-am zis acum nimic. Uităm, continuăm așa, ne-am luat două bani de corectoare, două bănzi corectoare, benzi corectoare, de ce o să mă întrebați două? Pentru că anul trecut mi-am luat exact una din asta și colega mea iubită, Ana, dacă tu ești la asta, Ana, trebuie să-mi iau bani de corectoare, mi-a stricat-o chiar din primele zile, nu știu cum, se juca cu ea și mi-a stricat-o. Eram foarte supărată pentru că, de ce? După mi-am luat un corector, o ceruză simplă din aia de 2 lei, de 5 lei și eram ceva gen n-arată bine și nici măcar nu-mi plăcea, așa că anul acesta două benzi corectoare, mi-am luat aceasta care este super drăguță, roz, așa cu căpșunică și una simplă albă în caz că mi se strică asta, o folosesc pe asta. Da, totul este foarte gândit. Mai departe ne-am luat creioane colorate. De fapt, nu, să nu credeți că clasa 10 o să desenăm creioane colorate, nu, pur și simplu mi-a plăcut cum arată ele, deci vedeți, sunt holografice, sunt creioane holografice, vreau să vă arăt, de exemplu scoatem un creion roz, da, acesta e roz și uitați-vă, este holografic, deci arată atât de bine, nu vă pot exprima, deci da. Sunt creioane colorate, poate o să avem nevoie la proiecte, postere, nu cred că o să facem noi, dar nu strică creioane niciodată. Mai departe mi-am luat ceea ce voiam să-mi iau, dar după m-am gândit că asta nu e de școală, însă n-am putut să mă abțin. Abia aștept să termin vlogul, să fac aici curat, să-mi aranjez lucrurile și să pun globul ăsta la mine acolo. Chiar că e așa de micuț, dar mie îmi place chestia asta că e micuț, știți că nu e mare. În orice caz, pe viitor o să-mi iau așa unul mare. Deci este, uite așa, vreau să se focuseze să vedeți și voi, este un glob cu sclipici și sincer nu înțeleg ce scrie aici. Cred că ăsta este semnul balanței și eu sunt balanță și mi-am luat asta din greșeală, gen, eu nu știam că e balanță. Eu mi-am luat pur și simplu pentru că mi-a plăcut că e mov, dar de fapt asta e balanță, dacă nu mă greșesc. Și eu sunt balanță și mi-am luat glob cu... Totul este în regulă, prieten, nu l-am spars. M-am sperat, am crezut că l-am spars. Viața mea era să o ducă de râpă dacă era să-l sparg. Mi-am luat, uite așa, chestii, deci arată super drăguț. Uitați-vă cum arată. Sunt pentru file, foi, de ce nu? Deci avem așa cu norișori și pur și simplu, dar sunt foarte tumbler, după părerea mea arată foarte tumbler, așa că n-am putut să nu-mi iau. Mai departe mi-am luat, uite așa, rechizite. Mi-am luat un set care se numește Dream Star. De ce? Pentru că este cu holografic și aici... E cu apă, exact. Deci aici este riglă, compas, tot de ce ai nevoie pentru matematică, geometrie. Uitați-vă, avem aici riglă simplă. Avem așa. Deci avem un set. Și toată chestia asta se află în această gentuță care se închide așa. Și este cu apă. Vedeți cât de... Deci arată așa. Deci sper că nimeni din colegii mei nu o să-mi strice chestia asta. Mai departe avem, așa, încă o riglă, deci așa arată, este la fel așa cu apă înăuntru, nu știu de ce mi-am luat a două rigle, dar nu m-am putut abține pentru că arată efectiv prea bine. Haideți acum să o scoatem să mă joc cu ea. Wow, este așa de tare, oh my god, ce tare! Vai, de ce o ador, o să mă joc toate lecțiile cu ea. De fapt, nu, eu la școală o să învăț, dar pe lângă asta o să mă joc cu ea. Uitați-vă cât de bine arată. Da, exact, este o riglă. Clasa 10, Andreea. Bravo, bravo! Așa, mai departe avem stickere, semne pentru cărți. Vreau să vi le arăt.
Deci avem, așa, am luat două semne pentru cărți, sau e unul aici, nu sunt sigură, pe magnet. Mi-am dorit de foarte mult timp să-mi iau, pentru că acum citesc o carte și mă deranjează enorm de mult că mereu pierd pagina, chiar dacă inventez eu câteva semne de cărți, nu sunt chiar așa eficiente, așa că mi-am luat unul de la Kawaii Cat, foarte drăguț. Apropo, pe MOV. De ce MOV? Pentru că am oftat anul acesta să-mi iau mai mult rechizite pe MOV, din câte vedeți. Toate sunt nuanțe MOV, albastru, așa ceva. Mi-am luat stickeri din astea pătrate, de ce nu, ca să am, și așa stickere în formă de gândire, să zic așa, nu știu cum să zic, cu această față foarte non-conformistă, exact ca și mine, deci, da, vreau să mă uit dacă n-am uitat să vă arăt ceva. Mi-am luat, uite, așa, mapă. Sincer, eu nu folosesc mape de genul, dar de ce nu, anul acesta poate o să avem nevoie. Oh my god, ador sunetul ăsta. Ascultați un pic. Deci, nu știu, îmi place. Aici o să-mi pun caietele sau foi sau lucrări ce o să ne dea profesorii. Și mai avem încă niște lucruri super interesante. Uite, așa, trei chestii, trei minunății. Avem... avem radiere, gata, mi-am amintit cum se numesc. Avem radiere și sunt toate în același stil, gen, este un magazinaj. Radierile astea sunt un magazinaj de înghețată. Nu știu, scrieți în comentarii care vă place cel mai mult de aici, mie asta roz. Mai departe avem un scotch, un mini scotch. De ce l-am luat? Pentru că o să-l folosesc în... Planerul meu este un scotch decorativ, decorativ, țineți minte, cu ursuleți, foarte drăguț, uitați-l cum arată. Și ultimul, anul, nu ultimul, mi-am scăpat scotchul decorativ. Așa, ultimul lucru este, sau nu ultimul, o să mă mai uit, am acest clay, exact, exact, știu ce să ziceți acum, ce fel de clay este, Andreea? Este un clay cu ursuleț, cu iepuraș, și mai drăguț, este un clay cu iepuraș, este un clay simplu. Așa se deschide, așa se închide, dar are această chestie care îl face drăguț. Așa. Mi-am luat slime. Știu că nu e de școală, dar mie îmi place, mie îmi plac nebunile, mie îmi plac chestiile genul. În acest slime se află, apropo, această chestie, n-am idee ce semnifică, nu știu ce e în chineză, coreană, nu știu ce asta, dar cei care știu, vă rog, descifrați-mi acest semn, foarte curioasă. Avem slime. Da, avem slime aici și eu nu sunt iubitoare de slime-uri, nu-mi place să fac slime-uri. În general, nu mai știu dacă mai e moda de slime-uri, dar l-am văzut, mi-a plăcut și am zis să-l cumpăr. Țineți minte că vă ziceam la începutul vlogului că scap doar chestii pe jos mereu? Vedeți ce se întâmplă, da? Nu contează, deci cam așa arată slime-ul, deci e... nu pot să zic că îmi place, dar... o să-mi placă mai mult decât să ascult orele profesorilor mei, glumesc. Așa, și ultimul lucru pe care l-avem sunt șosete. Știu că nu sunt pentru școală, dar oricum o să le port și la școală. Avem așa șosete cu lapte și așa șosete cu cifra 23. Îmi plac foarte mult și pe ambele le-am luat de la Kawaii Cat. Și da, prieteni, cam acesta a fost vlogul, cam acestea sunt toate rechizitele mele. Sper că v-a plăcut acest vlog, sper că v-am făcut și pe voi mai motivați să vă luați rechizite drăguțe. Aveți linkul în descriere, puteți să vă duceți chiar astăzi sau mâine la Kawaii Cat să vă luați rechizite de la ei și să știți că vă doresc ca acest an școlar să fie plin de emoții pozitive, să vă împrieteniți cu toți colegii voștri, să aveți doar rezultate bune. Nu uitați că în pofida carantinei, în pofida acestui virus care ne bântuie pe toți și ne încurcă să ne trăim viața într-un mod normal, cum o făceam adineauri, asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți, să nu muncim așa cum o făceam înainte, din contră, trebuie să arătăm că suntem puternici, că voi toți aveți încredere în voi însă și că sunteți gata de un nou an școlar, așa că nu uitați că eu sunt alături de voi, că vă susțin și că o să postez cât mai des pentru voi ca să vă motivez. Nu uitați că acest an școlar, din contră, poate să fie foarte interesant, vă puteți face prieteni noi, colegi noi, poate o să aveți profesori noi, poate că o să avem ore online care o să fie chiar mai interesante, mai distractive, așa că nu uitați să rămâneți pozitiv mereu în orice situație, pentru că doar așa o să putem să trecem peste toate împreună.
Așa că, da, eu sper sincer că v-a plăcut acest vlog, sper că v-a motivat să începeți acest an școlar cu zâmbetul pe buze. Așa că, da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să dați multe, multe like-uri ca să ajungem de ce nu și în trend. Așa că, da, iar cu v-a fost a voastră Andreea Bustanica. Eu vă pup pe toți! Pa, pa!